Asociația Forța Fermierilor susține că în reacția lor oficială, autoritățile recurg la mesaje cu multă manipulare și minciună. Afirmația a fost făcută după ce ieri guvernul a declarat că resursele comune trebuie să fie alocate responsabil tuturor care au nevoie și să ajute agricultura să fie profitabilă. Iar deputatul PAS, Radu Marhian, a spus că fermierii solicită prea mult de la guvern, în condițiile în care statul, chiar și înainte de proteste, a sprijinit sectorul agricol afectat de secetă. Într-o înregistrare video postată pe rețele de socializare, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marhian, care este și președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, susține că autoritățile nu pot îndeplini toate cererile fermierilor. Ei cer să alocăm producătorilor de cereale încă 500 de milioane de lei. Vreau să amintesc că guvernul a alocat deja un întreg și 9 miliarde de lei care să meargă pentru toți agricultorii, dintre care 200 de milioane, în special producătorilor de cereale care au suferit pierderi. Și pentru a aloca acum încă 500 de milioane, înseamnă că ar trebui să-i luăm din alte parte, de la domenii care la fel au nevoie de sprijin. De asemenea, doi, ei cer să nu-și plătească datoriile pe care le-au adunat, așa zisul moratoriu de plată al creditelor. Guvernul s-a implicat plenar în sprijinirea lor. Deja în câteva zile au fost depuse 15 cereri pentru ca aceste companii afectate să primească certificatul de force major cu care aceștia să poată să meargă la bancă și să le fie amânată plata creditelor. Îndemnăm companiile din agricultură puternic afectate să facă același lucru. Nu se poate aplica un moratoriu general pentru toți, pentru că, în primul rând, fiecare caz este diferit și, în al doilea rând, statul nu are pârghii legale să blocheze tranzacțiile financiare. În replică, Forța Fermierilor declară că asociația se află în conlucrare strânsă cu Camera de Comerț și Industrie, ghidează agricultorii în raport cu această instituție și dispune de statistica oficială, care diferă foarte mult de raportările triumfaliste ale unor demnitari de stat. Potrivit acestora, în prezent nu a fost eliberat niciun aviz care confirme situația de forță majoră și la cameră sunt depuse oficial doar 5 cereri. Procedura obținerii acestor certificate nu este deloc simplă conform legislației în vigoare. Durează în timp, necesită cheltuieli semnificative și nu cuprinde mii de fermieri care au suferit în urma decalajului enorm între costurile producției și prețurile de comercializare. Dar cel mai grav, că în toată perioada examinării cererilor nu există efect suspensiv la calcularea penalităților, executarea silită și intentarea procesului de insolvabilitate în raport cu fermierii suferiți. Cu alte cuvinte, Camera de Comerț și Industrie, fără introducerea unor derogări, nici pe departe nu poate înlocui intervenția statului în forma propusă de fermieri. Nu este deloc bine când reprezentanții guvernării, în loc ca măcar să iasă la fermierii disperați care protestează absolut pașnic și cu revendicări economice, recurg la mesaje cu multă manipulare și minciună, se arată în mesajul fermierilor. Marți, agricultorii au protestat și au organizat marșul tractoarelor prin centrul capitalei. Totodată, ei au adus saci cu bălegar, fân și legume pentru șeful guvernului, cel al Parlamentului și președintele țării. Agricultorii susțin că timp de 2 săptămâni de când stau în centrul Chișinăului, nu au obținut soluții la revendicările lor, toate propunerile fiind respinse. Spre seară, agricultorii au anunțat că pun pe pauză protestele până la sfârșit de săptămână, timp în care așteaptă o reacție din partea autorităților. Aceștia și-au lăsat tractoarele parcate în Piața Marii Adunări Naționale. După protest, Cabinetul de Ministri a declarat într-o reacție că resursele comune trebuie să fie alocate responsabil tuturor care au nevoie și să ajute agricultura să fie profitabilă, iar autoritățile ajută țintit fermierii și nu doar membrii unei singure asociații. Purtătorul de cuvânt al Ministerului
Ministerului Agriculturii a declarat pentru postul nostru de televiziune că instituția a anunțat deja că activitatea Comisiei pentru analiza problemelor invocate de către fermieri în cadrul protestelor din luna noiembrie 2023 a început și efectuează analiza problemelor invocate de fermieri pentru a identifica legătura cauzală a acestor probleme cu contextul regional și va propune măsuri de soluționare a acestora.